Mișcarea este esențială pentru oricine, spun specialiștii, dar și mai mult pentru cei cu sindrom Down. Pentru a demonstra acest lucru, zeci de tineri cu sindrom Down au participat alături de părinți la un exercițiu demonstrativ. Vrem să arătăm că și ei pot să execute anumite mișcări, că și ei pot să facă să practice activități fizice și la un nivel destul de ridicat și, bineînțeles, să atragem atenția și a specialiștilor, dar și a celorlalte persoane cu dizabilități care, din păcate, nu participă la tot felul de activități. Am dublă calitate, reprezint și organizația, sunt și mămică. Îmi place să particip la toate antrenamentele pentru că sportul, mișcarea sunt foarte importante pentru toți oamenii, nu doar pentru persoanele cu sindrom Down. Sigur că nevoia de mișcare la ei este accentuată pentru că ei nu au posibilități de a-și petrece timpul liber, nu au posibilități de o viață activă. Am făcut sportul, mișcare de forță, picioarele. Și cum te simți? Și mă simt minunată. Și alimentația este esențială pentru ei, spun specialiștii în nutriție. Am încercat să le oferim prin aceste întâlniri cu specialiști, cu părinți, cu copii, câteva reguli de bază privind alimentația echilibrată, să învățăm să identifice alimentele de bază, să meargă la cumpărături, să-și aleagă după ce pe fișe de lucru cu colorate, cu alimente. Prin proiectul Sportul modelează vieți, organizatorii urmăresc și implementarea unei metodologii de pregătire a sportivilor cu dizabilități intelectuale în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport din Craiova. De asemenea, se dorește și schimbarea mentalității studenților și specialiștilor față de persoanele cu sindrom Down prin participarea la activități de voluntariat.